Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi avem cumpărături câteva pe care le-am făcut în seara asta la Penny. Respir așa pentru că tocmai ce am urcat și am obosit. Toate astea au costat vreo 360 de lei, tot ce vedeți aici și acolo. Așa că haideți să trecem la treabă. Am luat un box din ăsta de hârtie igienică de care luăm noi de fiecare dată. Două boxuri cu apă și mergem în pungă. Am luat două pizza din astea San Fabio cu salam și mozzarella. O să facem în seara asta la cuptor pentru că nu mai avem timp să gătim. Apoi am luat un pachet de absorbante Libres. Cred că le-am mai avut, nu sunt sigură. Un cofrag din ăsta cu 10 ouă. Aici am luat ca să-i pun lui Andrei la pachet ca și desert niște Eugenii din astea Fox. Nu cred că l-am mâncat până acum. Sunt și curioasă cum sunt. Am luat și prosoape de bucătărie din aceeași gamă cu hârtie igienică. Am luat o frișcă din asta mică pentru că vreau să fac un cheesecake. Brânză proaspătă de vacă, tot pentru cheesecake, pentru că asta este mai gustoasă decât cealaltă și este foarte cremoasă, să știți. Gelatină, tot pentru acela. Andrei a cumpărat niște napolitane din astea Alfers cu vanilie și wafă de cacao. Nu văd că mai dat una. Amândouă la fel. Super! Apoi pentru în seara asta am cumpărat niște pufuleți din ăștia cu cașcaval. Îmi plac foarte tare. Classic basic la noi, Sano Spark pentru vase. Ce mai avem aici? Mi-e foarte greu să mă uit în pungă. Am luat două cutii cu lapte de 3,5% grăsime. Da. Apoi am luat un ghiudem de cu carne de oaie. De fapt, oricum ghiudem e cu oaie. Vreau să văd cum e și ăsta. De obicei luam vrac de la cineva. Am luat un ciolan afumat dezosat. Ăsta pot să vă zic și cât a fost. Deci, ăsta a fost prețul lui, 17 lei. Apoi, ce am mai luat? O instalație din asta. Sunt curioasă dacă merge, e cu becuri albe și vreau să o pun aici la bucătărie. Apoi am luat un ceai de tei, pliculețe. Niște cremvâști de la Caroli de porc. ușor îmi pierd vocea, telefonul meu nu vrea să focalizeze. Un iaurt din ăsta cu bifidus și ceva cereale, fulgi cereale. Pate de pui de la Bucegi. Asta e de porc. Da, asta e de porc. Asta l-a luat Andrei. Apoi am luat o cremă de brânză cu ierburi și usturoi. Foarte bună. Încă o gelatină din asta. Andrei și-a luat un salam Victoria țărănesc. Mini. Încă un pate. Ok. De vegetal cu ardei. Bine, nu le-am cumpărat eu așa că de asta sunt și eu uimită. Apoi aici am o plasă cu multe banane, foarte multe, pentru că mâncăm multe banane. Am un pui întreg pe care o să-l porționez. Am prosciutto ca de obicei, nu pot fără. Așa, ce am luat? Un cașcaval afumat. Nu mai am unde să le pun pe astea eu. Aici mai am câteva mere și cred că, da, cam atât. Și deja s-a umplut masa
Și mai am și aici câteva cumpărături. Am niște absorbante din astea de la Discreet. Încă o brânzică din aia de vacă, una, două. Un unt Covalact. Deci eu nu înțeleg de ce n-are focus telefonul ăsta. Sper că n-am ținut mâna pe difuzor până acum. Mă pierd pe drum. Ce Dumnezeu a pățit. O să vedeți stoc de șervețele Bebelino. Un pachet. Am mai luat încă un iaurt din ăsta. Deci două. Apoi aici ce am luat. Ceafă de porc. Așa. Andrei și-a luat deodorant. Aici mai am două pachete cu de șervețele Bebelino. Trei. Trebuie să mai fie încă unul. Am luat de la Fox o șuncă din asta Praga extra pentru sandwich-uri. Și aici mai am un iaurt. Apoi, ultima pungă. Am niște cârnați din carne de porc în mați de oaie. Un Head and Shoulders clasic. Clasic și el, clasic și la noi, în casă. Am luat un zuzu dolce cu afine. N-am încercat până acum și eram curioasă. Am luat brânză topită cu smântână. Un Listerin care este nou și este pentru noapte. Așa că am luat să-l încerc. Fortuna cafea. Încă un pachet de Bebelino. Deci avem 4 pachete ca să fie stoc. Ciocolată cu cremă de smeură. Și încă o ciocolată cu alune și stafide. O smântână. Un baton de salam. Salam de curcan cu măsline. Sunt foarte curioasă cum este ăsta. E foarte mare treaba asta. Nu știu cât are. Da, nu știu ce gramaj are, dar e... Și pentru pisică am cumpărat acest parizer de porc. Pentru că și ea este om. Și cam astea sunt toate cumpărăturile pe care noi le-am făcut în seara asta. Nu știu dacă sunt multe, dacă sunt puține, dar... Da, o să ne ajungă o perioadă, cam 2 săptămâni, poate chiar mai bine. Deci, da, dacă v-a plăcut clipul, v-aș fi foarte recunoscătoare să-mi arătați acest lucru printr-un like, să-mi comentați și să-mi spuneți ce părere aveți despre cumpărături, ce vă interesează, ce vă tentează, ce cumpărați și voi din ceea ce am cumpărat noi și așa mai departe. Bun, până la următorul clip eu v-am pupat și aveți mare, mare, mare grijă de voi.